Mai nu ne vă 9 ani. Bă, tu crezi că dacă te îmbraci în negru, gata, slăbești 10 kg? Nu. Ai slăbit? Vezi că știi cum am prins? Vezi că ai slăbit când am ieșit din duș. Televizorul mai pune 5, înțelegi? Păi da, știu. Pentru vezi că m-am prins când am ieșit din duș și am pus mâinile așa. Dar ce faci? Ai renunțat la... Ai vrut să strigi unde știi am căzut de râs. Mi-am pus mâinile așa, stai așa. Ai estimat, tu ai zis 10. Apoi am zis, păi nu știu, când fumezi țigări scurte, în momentul în care ți-a prins una lungă, ți-au prins tot capa aia scurtă. De la jumate. La jumate, pun rău, da. Ai renunțat la carbohidrați? Total. Total. Bine. Mai bine. Gust. Eram sigur că eu. Mai gust. Parțial. Păi stai așa, la șpriț ai renunțat? Nu. Nu. Băi, dar asta vorbim. Sprițul. De ce? De când ești sprițul carbohidrat? Să mai slăbească încă 5 kg. Nu are calorii, are grade, deși... Da, vezi? La zahăr? Oricum beau o cafea pe zi și... Dulciul nu mănânc, nu-mi plac. Da. Pare imposibil. Păi da, mă, dar le mai iau din când în când, dar o dată pe an. Ultima înghețată am mâncat-o acum câțiva ani. Faci un bine altora. Acum o oră, dar ce minte aveai? Să nu vin alții. Ce minte aveai tu atunci? Prefer shaorma. Aoleu. Bă, să știi că shaorma dacă o mănânci... Asta vreau să zic. Fără cartofi prăjiți. Exact. Și fără sosuri. Nu-i mai zice shaorma, îi zice piept de pui la grătar. Și fără lipie și fără... O dată pe săptămână, ci că poți să bagi o mizerie de asta. Așa am crezut și eu și am fost la Târgu Mureș acum în weekend și vezi că am băgat frumos. Dar o dată o shaorma. Păi o dată, dar nu o shaorma, nu, am păpat. Am păpat. Și m-am întors acasă deprimat. Dar nu shaorma de așa. Uite, te învăț eu, dacă ții un regim corect de mâncat de luni până vineri, sâmbătă poți să-ți faci de cap. Da, nu, duminică. Nu, când vrei tu. Duminică. Vineri. De ar fi duminică, da. Și apropo de asta, tu ești la tine, adică... Da, mă. Tu ții un regim, te-a îndrumat cineva sau așa ai hotărât? Nu, am mai ținut. Toată viața mea a fost un gras, adică nu fac probleme de alea. Și atunci... tu de ce? Că și eu am fost Da, mă, nu, dacă ești poficios, n-ai cum să... Dacă eu nu-s poficios. Mâncarea e o plăcere a vieții. Și dacă o apreciezi la justa sa valoare... Păi asta facem noi cu Food People, până la urmă, că despre asta vorbim. Da. Asta facem și de asta am făcut noi Food People, foarte pentru că apreciem mâncarea. În primul rând apreciați prodigii și după aia apreciați. Da, ne-a plăcut mult. E un mult. Joc de cuvinte de la Da. Nu? Foarte tare și mie mi-a plăcut. Și în ce constă toată treaba? Practic, e un proiect culinar, deci, da, e un proiect culinar. Poți să facem o chestie care ne place foarte mult, o altă chestie care ne place foarte mult, până la urmă... Deci spun că Alex a venit cu ideea, nu? Am fost la o când am fost atunci în am fost la o tabără muzicală în Irlanda. A fost un concurs din ăsta de gătit. Fiind împreună am participat, l-am și câștigat. El a gătit, eu am mâncat. Și e gata, mă, fii atent. Ce avem de făcut de acum încolo? Și în ce constă practic proiect? Mâncare sănătoasă sau... Explică tu, că eu nu știu niciodată la ce să explic. Da, nu vezi că nu mai vorbesc cu tine, vorbesc cu... Chestia asta cu mâncare așa, mai mult un liant. Uh-huh. De fapt, ce ne leagă pe noi... Un cârlig. Un cârlig, da. Ce leagă pe oameni, de fapt? Amidonul. Sosurile. Uite cât amidon. Sosul din shaorma leagă. Exact. Până la urmă, mâncarea ne leagă pe toți. Și atunci nu e neapărat un proiect culinar. E un reality show, dacă vrei. Practic nu facem nimic și n-am făcut nimic altceva, cred că de asta nici nu merge prea bine. Nu, glumesc. Acum oamenii aud. Practic, n-am făcut nimic altceva, păi nu că asta, n-am făcut nimic altceva în plus față de ce facem noi în fiecare zi. Uh-huh. Sau adică față de ce facem noi de câte ori ne vedem. Uh-huh. Practic, am început să facem live-uri din viața noastră. Pe Facebook, nu? Da, oamenilor le-a plăcut. Oamenii sunt... Și sunt live-uri înclinate spre zona de mâncare? Cumva ne leagă de fiecare dată mâncarea. Da. Adică ei pot învăța, aveți sfaturi pentru ei, pentru oameni care... Asta voiam să zic, că bucătarii nu suntem, nici eu, nici el, nici șef, nici... E o altă pasiune, pe lângă clipuri și ce mai fac eu, faptul ăsta cu chestia asta cu mâncarea mă relaxează și atunci... Da, și pe mine. Voi impulsionați oamenii să câștige bani, practic, ca să să mănânce chestia. Ce vă provoace? Nu neapărat. Relaxare, bucurie. Ei pot învăța lucruri concrete, adică dacă e o chestie cu sfaturi. Dacă sunt atenți, da. Noi să știi că ne-am luat o tăbliță la un moment dat.
N-am reușit niciodată. Ne-am luat o tăbliță la un moment, a zis, bă, fii atent, ești nebun, trebuie să scrii în rețetele, că oamenii ne cereau și ne cer rețetele acolo. Bă, asta spune, că mai e pus, o zonă de pus... maxim interes și lumea e interesată, și... de, mai ales de persoane publice, la care pot constata diferențe, uite cum spui tu, domnule, am slăbit 10 kg. Bă, păi, hai să văd cum fac cu oamenii aia. Păi, să fac și eu la fel, știi? Cum spun eu, cam cum a început toată șmecheria cu slăbitul, din cauza, bine, datorită tânărului domn Ceaușu, care a venit și a zis, bă, ce nu-ți place? Brocoli nu-ți place. Un gunoi, din punctul meu de vedere. O mizerie. Mizerie bună. Ce mai e, mă? Bine, păi, da, dar, avocado. Legat de tine. Avocado, băi, băiatule. Și a zis, stai mă, că-ți face fratele tău, stai că-ți face fratele tău altceva, cu avocado și cu brocoli. Și vezi că mi-a plăcut, adică practic trebuie să-mi faci abordarea. Pe gustul meu. Abordarea, pus, da. Ți-am pus porc în avocado. Am pus usturoi. Da, am pus usturoi, dacă pui în orice. Și benzină, dacă... Dacă a văzut ceva verde și ai pus usturoi, l-am mâncat. Practic îl păcălesc. Dacă arunci niște... Poate usturoi eu dăm și aorma să vezi și picat. Adevărat, vezi că e mare prostie. Dar n-are niciun haz, mă, ce. Și tu ziceai să tai sosul de din ea. Păi da, exact. Mă... Acum, printre picături, s-ar putea ca oamenii să înțeleagă și lucruri interesante, da, până la urmă, din proiectul vostru. Da. Până la urmă, noi nu facem un show de internet educativ, că nu e nimic educativ. Nu știu, de ce am face sau de cine face chestia asta. Până la urmă, nu educă nimeni pe nimeni, noi nici măcar, corect, mai mult decât atât, nu e niciunul dintre noi bucătari. Da, mă. Unul, dar face de mâncare, unul mănâncă. Asta, da. De a slăbi 10 kg poate fi model pentru altcineva sau un început, da, pentru altcineva, știi? Și atunci toată lumea are de câștigat. În aceeași ordine de idei ne vedem pe Facebook. Noi suntem acolo. Da, în fiecare zi postați? Nu, în fiecare zi n-avem cum. A, de postat postăm în fiecare zi. Dar se mai fac, dar nu postim. Nu. Postăm, dar nu niciodată. Se mai fac înscrieri la Food People? Da, vă rog, că vreau să vin să nu slăbim împreună. Vrea să vină și el să vă distrugă proiectul. Să nu slăbim împreună. Vine-l cu niște idei de îngrășat, dacă se poate. Deci vă dau adresa mea, că de obicei acolo facem live-urile. Uite cam așa arată. Uite cam așa arată live-urile noastre, sunt pe Facebook Food People. Mă uit în continuu la voi. Mulțumim, dau pe această like, bălesc, cale. Dau like, bălesc, iar vă mănâncă din prima. Și ai observat îngreșată în timpul ăsta sau înainte? Like. Cum? Ai observat îngreșată în timpul ăsta, în timp ce uitai la noi? Sau? L-ai făcut, uite, acum am la gură, dacă îmi dai un șervețel. Nu, da, stai slăbit. Nu mai food up. Mai food up. Mamă, fii atent, aici era live-ul ăla, că am făcut sărăm niște hot dogs. Da, făcut să răzvoi. Ala noi. Niște hot dogs. Am făcut și un hamburger cu mici ala noi. Nu cred. Păi, dar, au lansat micii și l-am încercat. Ce crezi că de acolo mi-a venit? L-am încercat, mare mizerie. Și am zis, bă, stai puțin, luăm micii aia bun de tot. De la cocoșată și făcut, băgăm nu într-o... sunt de la cocoșată, sunt din altă parte. Și am luat carnea până la urmă. Zic, am făcut mare hamburger, s-a făcut hamburgerul. Ăla e. S-au pus și alte chestii pe el, urăsc hamburgeri. Nu mai pot să văd hamburgeri cu frunza verde de salată. Lasă-o, dracu, de frunza verde. Vezi că are reticență la verde, de fapt, nu neapărat la brocoli. Are retenție de verde. Am retenție de verde. Are retenție de verde. Cu muzica? Eu nu mai avem. Mai ai timp? Am, cum? Da? Practic, muzica e pe primul loc. Așa cum și la Ceaușu, clipurile sunt pe primul loc. A. Nu mă inspiră mâncarea deloc. Mă inspiră la cum nu dorm. Mă transpir. Atunci e perfect, dacă aveți timp, stai că mă prinsesc cu... Nu-i nimic, zic ca să nu lăsăm blanc. Da,